sănătatea este un domeniu de interes național și un domeniu prioritar pentru mandatul care urmează, mandatul guvernului domnului Orban. Îi mulțumesc pentru prezența domniei sale în sediul Ministerului Sănătății, pentru încredere cu care m-a acordat și de asemenea îi mulțumesc doamnei vicepremier. Sănătatea, cum vă spuneam, este un domeniu prioritar, un domeniu de interes național, care este într-o situație veșnic precară. Pe parcursul acestui mandat, care va fi, cum spunea și atât domnul președinte, cât și domnul prim-ministru Orban, va fi un mandat destul de scurt, vom încerca să prioritizăm acțiunile principale în domeniul sanitar. În primul rând, la preluarea mandatului, vom încerca să menținem funcționarea normală atât a Ministerului cât și a programelor în curs și să prioritizăm câteva direcții principale. Unul din primele aspecte care trebuie menținute funcționale este examenul de rezidențiat. Susținem, nu vrem să creăm confuzie în rândul tinerilor din întreaga țară care se pregătesc de ani de zile pentru acest examen. Este un examen dificil, un moment de cotitură în viața oricărui tânăr absolvent de medicină, așa că susținem desfășurarea acestui examen conform procedurii în vigoare pe 8 decembrie, dar este un mesaj foarte clar. Am păstrat încă din prima zi a mandatului, am deschis un dialog cu reprezentanții studenților și a absolvenților care sunt înscriși la concurs. Îi avem alături de noi, da, domnul Teodor Blidaru și le respectăm dorința de a păstra data de 8 decembrie și de a menține o structură funcțională pe durata examenului. Nu vrem să schimbăm regulile jocului în timpul jocului și acest examen va avea loc pe 8 decembrie. Domnul prim-ministru, ca și echipa noastră, a promis că niciun absolvent, și vrem să spunem asta de la început, niciun absolvent care reușește să treacă pragul de 60% și să reușească la examen de rezidențiat, nu va rămâne pe din afară, deci vom găsi soluții pentru toți acești tineri. Să trăim într-o țară în care resursa umană, cum am spus, în toți acești ani, resursa umană este deficitară. Avem un număr de peste 30.000 de medici care au părăsit țara în ultimii 10 ani, deci ar fi aberant să nu integrăm acești tineri care au muncit unde 6 ani, au reușit la un examen de licență și sunt importanți pentru țara noastră și sistemul medical. O altă prioritate, știu că nu o să-i placă domnului prim-ministru, dar i-am spus de la început, este de a găsi imediat o soluție pentru o rectificare bugetară pozitivă. Mă voi lupta întotdeauna pentru... Vă mulțumesc foarte mult! Întotdeauna ne vom lupta pentru mai mulți bani în sănătate. Vedeți, dumneavoastră, sărăcia este greu de managuit, dar odată ce avem un buget suficient, vom putea avea pretenții și mai mari. A treia prioritate este analiza stadiului dezvoltării proiectelor spitalelor regionale. Este un proiect de interes național. Trebuie să vedem exact unde sunt în acest moment. Și toată lumea vorbește de spitale regionale, dar haideți să vedem ce se întâmplă. Există și alte proiecte la nivel județean. Nu contează culoarea lor politică. Orice proiect în domeniul sănătății este binevenit. Știu că la Brașov este un proiect destul de avansat, la Sibiu la fel se lucrează, deci vom fi foarte des prezenți în teritoriu. Știu că în sănătate este un grup de ziariști tineri, dinamic, o să păstrăm legătura și chiar vă încurajez să ne vedem
mai mult prin teritoriu decât pe holurile Ministerului și pe WhatsApp. Da. Nu, nu e nicio problemă, dar suntem, ne cunoaștem deja, ne cunoaștem pe problemele medicale, cu mulți dintre noi am colaborat foarte bine, pe temele caritabile pe care am lucrat în anii anteriori, așa că vă rog să aveți un pic răbdare la mine până reușim să prioritizăm acțiunile care sunt de făcut în sistemul sanitar. Vă dăm două. Da, vă rog. Da, vă rog. Da, vă rog. Da, vă rog. O a treia direcție, fiindcă noi probleme sunt multiple, am ales trei direcții prioritare, sunt crearea, generarea unei dinamici și a unui dialog pe tema, cum am spus-o și în comisiile de sănătate. Vrem să aducem mai mulți bani în sănătate, da, deci rectificarea bugetară, dar și asigurările complementare de sănătate sunt o soluție. Multă lume a evitat acest subiect pe parcursul acestor ani. Suntem în Europa, într-o țară europeană. Haideți să lăsăm taburile deoparte și să avansăm și să punem pacientul în centrul sistemului. Dau cuvântul domnului prim-ministru, dacă vrea să ne spună câteva. Îi dau cuvântul doamnei vicepremier. Premier nu mi-a dat, dar nu e. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult că ne întâlnim astăzi la această conferință de presă alături de primul ministru al României, Victor Orban, și de noul ministru al sănătății, Victor Costache. Prezența noastră aici este deopotrivă un semnal de susținere pentru mandatul dificil pe care îl va avea domnul Victor Costache și în același timp de atragerea atenției asupra domeniului sănătății, extrem de vitregit până acum, și să transmitem în același timp și mesajul că educația, sănătatea, economia, infrastructura sunt domenii prioritare pentru guvernul Orban. Mi-a plăcut că această prezentare a mandatului domnului Victor Costache a fost centrată pe soluții și direcții prioritare, dar cred că este foarte important pentru opinia publică ca în cel mai scurt timp să avem și o evaluare cu privire la situația pe care a lăsat-o în urmă guvernul trecut. Sunt atâtea probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate în România, încât neîncrederea în sistemul public de sănătate a ajuns la cele mai mici cote de încredere din ultimii 30 de ani. Deci cred că oamenii trebuie să știe exact ce s-a găsit la acest minister, ce proiecte ratate au fost, ce risipe au existat în acest domeniu, care a beneficiat de o creștere a veniturilor alocate, dar din nefericire de o scădere a calității și de foarte, foarte multe probleme care îngrevează. Evident că cea mai descurajantă veste este cea legată de finanțare și nu vrem să speriem pe nimeni, dar deficitul la Fondul Național Unic de Sănătate este la 9 luni de 3 miliarde de lei. Și prima provocare a mandatului domnului ministru Victor Costache va fi să asigure servicii de calitate în acest context financiar extrem de dificil. Apoi, evident că problemele nerezolvate de ani de zile trebuie să primească rezolvări și sunt convinsă că aceste rezolvări vor fi temeinice și vor crea în timp un sistem predictibil și de calitate. E foarte important că în timp se va crea o predictibilitate în privința evaluării examenelor de rezidențiat. De asemenea, stringent e obligatoriu să se rezolve problema vaccinurilor și să se găsească un sistem predictibil pentru tot ceea ce va urma achiziție de vaccinuri și de birocratizarea acestei proceduri de achiziționare a vaccinurilor, să îmbunătățim managementul structurilor spitalicești, să demarăm, așa cum așteaptă o lume întreagă, proiectele spitalelor regionale, să punem un mai mare accent pe prevenție și să debirocratizăm medicina de familie, astfel încât să primească o importanță tot mai mare
să sprijinim dezvoltarea medicinii școlare, condiție obligatorie pentru creșterea calității și în sistemul de educație și în sistemul de sănătate și, evident, multe alte probleme pe care ministrul le va comunica periodic, astfel încât oamenii să fie informați și acest sistem vital să prindă viață, nu să mănânce vieți. Așa cum ne-a demonstrat, domnul Victor Costache este un om al faptelor și avem foarte mare încredere în domnia sa că va face o treabă excepțională în fruntea acestui minister și are toată încrederea noastră. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră. Da, am întrebări pe subiectul la zi. Sănătate. Dumneavoastră. Stau la dispoziție, nu sunt întrebări. În acest moment, foarte mai mulți ani vă priva medicamentele și până atunci în vizionare nu a găsit o soluție o rezolvare pe termenul. Cum ați vedea că s-a rezolvat această problemă și să vedea cum e mai multe de partea de la scolare? Mă rog, cu decizia instanței, că era vorba, din câte știu, de un număr de 71 de medicamente care ar fi ieșit de pe piață. Și dacă nu ar fi existat decizia instanței, ministerul se făcea că nu vede criza respectivă. Aici trebuie să dăm la o parte populismul. Taxa Clawback, așa cum a fost gândită, a devenit cel mai mare inhibitor în ceea ce privește dezvoltarea pieței de medicamente, ajungând la cote de 26-27%. Se știe că prețurile la medicamentele compensate și gratuite sunt prețuri reglementate, care sunt calculate după o formulă pe care trebuie să o discutăm. Sigur, nu vin eu acum cu soluții, dar trebuie să o discutăm. Pentru că așa cum este formula de calcul acum, nu generăm stimulente pentru o prezență foarte serioasă de medicamente și pentru o competiție pe piața medicamentelor. În privința taxei de clawback, a ajuns la 26-27% din cauza faptului că au crescut costurile pe compensate și gratuite, pe medicamente compensate și gratuite, menținând, în schimb, aceeași anvelopă bugetară. În normal, cu taxa de clawback a crescut de la 7-8%, că era la început la 26-27%, și această taxă este suportată de firmele din domeniu, care nu mai pot să scoate efectiv această povară fiscală și care încetul cu încetul se retrag de pe piață. În ce am studiat, sunt peste 2000 de medicamente care s-au retras de pe piață. După aia, aplicarea taxei de clawback, oarecum paușal și pe inovative și pe generice, iarăși este de discutat și de analizat. Nu sunt un specialist în domeniu, dar vă spun clar că aici va trebui să facem analize serioase, să luăm niște decizii. De asemenea, v-am dat un exemplu în audierea Agenția Medicamentului. Trebuie să ia decizii corecte. Trebuie să ia decizii rapide. Trebuie să țină cont de realitățile de pe piață și trebuie să renunțe la discriminările care există între diferiții actori economici de pe piață. Sigur că aici am înțeles că domnul ministru a blocat parodia de concurs. S-a amânat. Amânat concursul. Aici trebuie reluată din punctul meu de vedere procedura și trebuie făcut un concurs pe bune, la care orice specialist în domeniu care dorește să participe, poate să participe, să existe o selecție obiectivă și să fie selectat cel mai bun candidat cu cel mai bun program. Aș mai spune câteva lucruri și despre minister. Evident, domnul ministru vine din zona privată a medicinei. Trebuie eliminată orice discriminare între furnizorii privați de servicii medicale și furnizorii publici de servicii medicale. Ce înseamnă asta? Înseamnă mai multe lucruri pe care le vom detalia cu alte
cu alte ocazii. De asemenea, ministerul trebuie să-și refacă capacitatea administrativă, trebuie să fluidizeze toate procedurile, să înceteze să mai fie o frână prin tot felul de avize, autorizații care sunt blocate cu lunile sau cu ani, atunci când există inițiative, în special inițiative private în domeniul medicinei. Vorbeați de o rectificare bugetară. De câți bani ar mai fi nevoie în Ministerul Sănătății? Probabil că ați făcut un calcul. În mod evident, rezultatul la rectificare va fi o evaluare a necesităților care vor fi identificate de domnul ministru împreună cu echipa sa. Când vă putem spune o cifră, cert este că nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul niște programe de sănătate, nici în ceea ce privește bugetul casă. Și așa, nu știu salarii. Și așa, evident, nu sunt bani de salarii. Până la aproximativ 4 miliarde de euro. O problemă urgentă ar fi, care are nevoie de soluție urgentă, ar fi programul de APA, ABC, s-a terminat banii. Săptămâna trecută trebuia trimisă, nu știu dacă până la urmă am fost trimisă o cerere către Ministerul de Finanțe pentru o suplimentare. Sunt spitale unde nu mai sunt substanțe, nu mai sunt... Pot să vă garantez că tot ce înseamnă programe de urgență, atât în domeniul accidentelor vasculare cerebrale, cât și în domeniul infarctului miocardic. Știți foarte bine că a fost unul din domeniul pe care m-am luptat ani de zile, vor fi atât prioritizate cât și dezvoltate. Adică, acum avem niște programe cât de cât pilot funcționare, vom face să fie mult mai eficiente, aducem expertize internaționale și vor vedea în lumele care urmează. Concret, în momentul ăsta, dacă cineva face un AVC în București, sunt sale unde puțin oricum unde se fac anumite proceduri, dar nu au unde să se facă. În momentul ăsta, dacă cineva face un AVC sau infarct miocardic în țară, problemele sunt enorme. Nu este normal ca România, țara europeană, să avem această situație, cel mai mic număr de centre de boli cardiovasculare din țară, cel mai mic număr de centre de infarct miocardic din țară, de stroc, nu mai vorbim, și vom reglementa rapid, pozitiv, acest lucru. Au fost ani în care, paradoxal, da, trăim într-o țară în care nu aveam centre de infarct, am modificat legislația ca să dăm un cap la centrul de infarct care funcționa. Poate să închidem asta aici. Sunt spitale produse de mediul care nu au avut dreptate. Iar ultima mâine controversată a fost anume cu hotelul la Iubi. Ce veți face în legătură cu acești mediuri, având în vedere că aveți niște rapoarte de control de conturile controlului? Nu veți trece și la schimbări, pentru că problemele vin și de la alegerea acestor spitale? Absolut. Știți foarte bine, vom adopta în primul rând modele care funcționează. Și în România s-a adoptat un model care funcționează în educație. Știți foarte bine că istoric, cu ani de zile în urmă, cu 10 ani de zile în urmă, putea aproape oricine să fie profesor universitar. Era prieten cu conducerea facultății, universității, scria 2-3 articole în revista Cutezătorii și în tratat cu un tratat medical, da? Și era făcut profesor. În urmă cu 10 ani s-au introdus niște criterii stricte pentru a accede la funcțiile universitare, la gradele universitare, și ulterior aceste criterii au devenit din ce mai severe și rigoroase de la un an la altul. Ne gândim împreună cu colegii să introducem un sistem adevărat de evaluare și de care va fi aplicat la concursurile de manager și pentru manager, cât și pentru personalul medical care dau astfel de concursuri. Știm foarte bine că există simulacru de concursuri, știm foarte bine că se fac în un mediu politic, și cel puțin în domeniul sănătății mi se pare foarte grav. Una dintre noile probleme este cea a transplantelor. Numărul donatorilor este foarte mic. Au fost transplante la unul timpului neregulile în această zonă. Cum aveți? Am luat legătura cu domnul Radu Danfiel în prima zi a mandatului. Domnul sa este chirurg
ca și mine, și foarte bine că am lucrat mult în domeniul transplantului și vom avansa rapid și în acest domeniu. A avut loc o prăbușire a numărului de donatori în anul 2017. N-are rost să detaliem cazurile, o să încerc pe, și vă promit pe perioada mandatului acesta să nu să evităm aluzire la grea moștenire, să aruncăm ghiera la un altul și să ne focusăm pe soluțiile pozitive. În momentul de față s-au pierdut foarte mulți coordonatori de transplant. Au fost niște derapaje în 2017, de rest o stare să reintegrăm și să creștem numărul de personal din acest corp al coordonatorului de transplant și să regândim tot sistemul și de asemenea să creștem încrederea populației în acest program vital. Pentru toate aceste lucruri trebuie să lucrăm împreună, fiindcă trebuie ca și dumneavoastră să lucrați împreună cu corpul medical pentru a crește încrederea populației în sistemul medical. Evident, acest lucru trebuie făcut când condițiile, da, când putem promova acțiuni pozitive și când, mai cum vă spun, să nu criticați atunci când trebuie criticat. Săptămâna viitoare, marți, parcă mă întâlnesc cu domnul Radu Zanfir, am rugat să pregătească o informare pe această temă. Multe din deciziile acestea, vedeți, taxa de clove, asigurările complementare, transplantul, sunt decizii care vor fi luate rapid, dar sunt decizii care trebuie luate împreună cu actorii care participă la fiecare din acest program. Nu cred că trebuie să fie cineva care să bată cu pumnul noastră și să impună ceva, deci împreună cu profesioniștii din domeniu și cu, de asemenea, Comisia din Sănătatea Parlamentului, vom prezenta într-o cele mai bine soluții. Problema mare care acolo direct în pacientul de la Spitalul Sfânta Maria. Am văzut în presă, ieri am luat legătura cu șeful secției de chirurgie și așteptăm dimineața o poziție, am înțeles că a domniei sale. Din păcate, cred că sunt multe astfel de incidente. Știți foarte bine că s-a produs un dezechilibru în bugetul spitalelor și în momentul de față, practic, dacă ne uităm retrospectiv undeva în 2000, acum, 2 ani, la spitalele mari, performante, cheltuielile salariale ajungeau undeva în jur de 65-70% din bugetul spitalelor și managerii încă mai aveau o marjă de manevră pentru dotare, pentru restul cheltuielilor. În momentul de față, cheltuielile salariale au ajuns la 90%. Evident că nu vom propune tăierea cheltuielilor salariale. Important este să creștem veniturile, iar spitale sunt oglinda sistemului sanitar și locul unde ajung majoritatea pacientelor. Dacă nu ne prioritizăm spitale și medicina de vârf, atunci toate celelalte domenii se vor tăi. Și cum s-a întâmplat acolo? Acest accident este un accident. Dimineața asta așteptăm... Nu s-a întâmplat nimic și că... Paradoxal, asta a fost și răspunsul când am sunat noi, da? Și așteptăm poziția oficială dimineața asta și cineva din echipa ministerului va face o vizită acolo. Am văzut că un aparat a explodat producând de asuri grave pacienții, știm, dar într-adevăr, vedeți, este tendința asta de a se ascunde mizeria sub preș. Ne supărăm pentru pe cei care trag semnale de alarmă, în loc să găsim soluții. Domnul ministru, altă problemă este și lipsa dozelor de vaccin anticipat în cabinetele medicilor. E ultima lună, practic, pentru imunizare, dar sunt în continuare medici de familie care nu au primit nici măcar o doză de vaccin sau alți medici care au primit doar 2 doze, deși au cerut 13. Și este, aveți foarte mare dreptate. Medicii de familie au estimat un necesar de 2,1 milioane de doze.
Sau Ministerul Sănătății a ajustat această cifră la 1,5 milioane, ca fiecare an s-au pornit procedurile de achiziții târziu, am solicitat un audit și la acest nivel. Explicația oficială a fost că Organizația Mondială a Sănătății a pus la dispoziția firmelor care fac aceste vaccinuri și care au câștigat licitația Ministerului turbinele virale prea târziu și astfel vaccinul a intrat în producție mai târziu, nu știu dacă este adevărat, dar vom analiza acest lucru. Astfel, după cum a spus și dumneavoastră, în octombrie au fost, deci din acest necesar de 1.500.000, în octombrie a fost livrat prima tranșă de 500.000. Urmează o a doua tranșă de încă 500.000 care va fi livrată pe 10 noiembrie și o a treia tranșă care va fi livrată la începutul lunii decembrie. Asta este situația în momentul de față. Vom încerca să optimizăm acest sistem și la anul să nu mai vorbim de o criză a vaccinilor. Procedurile trebuie demarate din timp și nu trebuie să ajungem în situația asta și evident cei responsabili să învețe din greșelile care s-au făcut. Te-aș întreba dacă aveți cumva vreo soluție pentru școala din spitale? Credeți că există vreo soluție pentru școala din spitale? Pentru că am crezut că odată ce salariile se vor mări, medicii nu vor mai lua școală. Știți foarte bine că acesta este un fenomen. Și dacă mai există, va ce sub acoperire proiectul de marat. S-a mers foarte mult pe un sistem represiv, a fost un număr verde cu DNA, mystery shopping, la publicul. Nu știu dacă aceste sisteme au funcționat. Este un fenomen adânc deținat în societatea medicală și în societatea românească, care evident trebuie să dispară. Nu vreau să vă mint, nu știu care este cea mai bună soluție la acest fenomen. Din țările europene mai este una singură, dar nu vreau să o numesc, mi se mai practică acest fenomen, să spunem. Dar cu siguranță vom lupta împotriva acestui fenomen și toleranța va fi zero. Cum veți lupta? Pentru că eu nu vreau să lupta lucrurile care... Dacă vă spun cum vom lupta, nu vom mai lupta. Ce plan aveți pentru Institutul Cantacuzino? Pentru Institutul Cantacuzino va răspunde domnul prim-ministru, deocamdată nu este în... Deocamdată nu este în subordinea Ministerului Sănătății și v-am spus de la început, avem un mandat limitat și nu vreau să facem 20 de promisiuni în care să nu... dau eu răspunsul, suntem în a doua zi de activitate. Practic, domnul ministru a instalat oficial de astăzi, sigur că n-a stat până acum. Va trebui să facem analize împreună cu Ministerul Apărării, să vedem exact dacă soluția care a fost găsită de a militariza Institutul Cantacuzino a produs efecte sau nu. Dacă nu a produs efecte și nu se întrebă de efecte pozitive, normal că îl vom demilitariza. Problema este că trebuie analizat cu mare atenție ce resurse financiare sunt necesare pentru a reporni producția la Institutul Cantacuzino. Și poate analizați și ce angajări sau în ce domeniu. Evident. Veți continua cu reorganizarea NMDM-ului, că presupunea angajarea câteva sute de persoane, la caștea sunt 3, în alte părți, adică s-a tot schimbat. Și când veți relua concursul? Asta va decide domnul ministru, când va avea garanția că poate să pună la punct o procedură de evaluare transparentă în baza unor criterii obiective care se duc într-adevăr la un management performant. Deocamdată acest concurs a fost suspendat. Această agenție este o agenție reprezentativă pentru România. Cum ați transmis și dumneavoastră, există multe sesizări și proteste din partea inclusiv a colegiului farmaceștilor.
Și în România avem farmaciști medici de o mare valoare și atunci vom stabili o procedură de concurs în care se predomine criteriile de performanță și valoare și personalitate reprezentativă pentru acest post. Ne schimbăm acum cum trebuie acasă? Cu siguranță. Săptămâna trecută s-a semnat un parteneriat pozitiv, adică prin reorganizarea centrelor de transfuzie. Avem negociat și rezervați peste 50 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. S-ar putea acum să nu mai primim. Ce veți face, Vasimil? Știți de acest lucru? Știm de această situație din raporturile anterioare și luăm aceste formele pe fiecare și le vom avansa. Asigurările complementare, ne puteți da mai multe detalii, vă rog? Sunt mai multe proiecte care au fost depuse, stau prin sertare, le vom scoate și de săptămâna viitoare începem întâlnirile cu actorii care sunt implicați în acest domeniu și sper până la sfârșitul anului să avem un proiect concret care să discutăm împreună cu primul ministru, guvernul și dacă nu este numai un proiect care ține de Ministerul Sănătății și Comisia de Sănătate a Parlamentului. Vedeți, multe din aceste proiecte necesită un fel de antantă, un pact pentru sănătate. Cred că sănătatea este un domeniu în care toată trebuie să evităm jocurile politice și să, măcar pe câteva proiecte, să ne concentrăm până în pacientul, în centrul sistemului. Acesta este o prioritate pentru dumneavoastră? Este o prioritate în măsura în care acest program este funcțional în toată Europa. Și vă spuneam de aceste constrângeri bugetare imense deci la nivelul spitalelor și este un balon de oxigen în acest moment dificil. Dar România crede că este pregătită? Că de regulă pacienții au fost destul de reticenți atunci când a venit vorba. Dumneavoastră aveți asigurare la mașină? Veți schimba, asta înseamnă introducerea acestor asigurări complementare va atrage după sine și schimbarea pachetului de bază, micșorarea lui, reorganizarea lui. Sunt mai multe soluții, care, deci vă vom prezenta o soluție cu mai multe variante, da, și n-are rost să le vă putem da răspunsul, pentru că trebuie să analizăm comparativ, facem un studiu comparativ la legislație privind asigurările complementare în mai multe țări. Acum eu sunt un partizan în sistemul francez, vă spun de ce am studiat, la fel, fără să vă există un ministru în domeniu, așa anumitele mutuele de sante care sunt foarte bune, independente, foarte important, independența. Da? Ca să nu mai numim șefi demiurgi, politici, la vizionare, da? Care să măture fondurile așa cum știu eu. E o întrebare care o ador. Haideți să lămurim lucrurile. Eu sunt profesor universitar, conferențiar universitar, conducător de doctorate la Facultatea de Medicină de Stat din Sibiu. Și integrarea clinică o am în singurul centru de boli cardiovasculare din regiune, pe care l-am organizat de când m-am întors în țară, care este privat, neexistând alt centru și care este secție clinică în contract cu Facultatea de Medicină. Lăsați-mă să vă... Sunt eu mai privat ca un medic care lucrează într-un spital de stat, dar care are propria lui clinică privată, dar are eticheta că este medic de stat. Deci, nu m-am supărat. Tocmai asta încercam să spun, cred că ar trebui să nu mai facem dicotomii în sănătate. Ele de la stat, ele din privat, că vedeți că e greu de delimitat cine e de la stat și cine e din privat. Nu știu ce eu sunt din privat, când sunt medici la stat care au clinici proprii. Apropo de asta, credeți că e în regulă ca medici să lucreze în două sisteme? Este în detrimentul statului de obicei. Da.
Sunt, nu cred că sunt câteva cazuri, sunt foarte multe cazuri și tot sunt, în Europa sunt două tipuri de exemple. Sunt țări cum sunt Franța și Germania, care medicii lucrează ori într-o parte, ori în alta. Și sunt programe și mecanisme financiare în care sunt încurajați să lucreze într-un centru sau în celălalt. Și sunt țări cum ar fi Austria, unde poate să facă tururi spitalelor. Domnul ministru, da, că vă spunea de-a dreptul. Dacă nu s-a dat Otova banii în mediul de stat, n-ar avea timp să-și formeze și clinică privată. Dacă banii s-ar da așa, cum se dau în sistemele private, în centrele de sănătate private, în funcție de activitatea pe care o desfășoară fiecare cadru minim medical, în funcție de numărul de operații, de numărul de consultații și așa mai departe, medicii din mediul de stat nu și-ar permite să aibă foarte mult timp la dispoziție mediul privat sau ar fi plătiți după cât lucrează efectiv inclusiv în sistemul. Eu v-am spus care e opinia mea, sigur că o reformă în acest. Ca să vă mai spun încă un lucru, eu nu înțeleg sincer, acum sincer, chiar nu înțeleg de ce medicul trebuie să fie angajat ca un funcționar. Ar putea să fie persoană fizică autorizată care să presteze cu entitatea anumită spital, indiferent că e public sau privat, un anumit set de servicii care sunt reglementate să fie plătite în funcție de numărul efectiv, de cantitatea de muncă pe care o desfășoară sau calitatea serviciilor. Asta e opinia mea ca și om care nu este în domeniul medical. Sigur că vom analiza aici orice reformă în domeniul sănătății, să știți că întâmpină de regulă o rezistență foarte mare, dar poate nu în acest scurt mandat vom lua taurul de coarne, dar analizăm. Vă spun, analizăm, suntem în studii, facem, cum să zic, evaluări, care sunt sistemele în care se oferă prestațiile medicale de cea mai bună calitate, încercând să implementăm un model de succes și în România. Așa că și oricum spitalele regionale, nu mai puțin. De ce ne scuze? Asta e ultima întrebare. Trebuie să ne retragem că mergem să instalăm Ministrul Educației. Cum a fost decât să finalizați acest proiect? Având în vedere că aveți... Vă dau eu răspunsul cu management adecvat al proiectelor. Da? Management adecvat al proiectelor înseamnă... Astea sunt niște proiecte de investiții, care au niște proceduri. Se face un studiu de fezabilitate, documentație tehnico-economică, după aprobarea documentației tehnico-economice, conformitate cu legea, se stabilește care e procedura, se face licitație pe fidic galben, design and build, sau se face din licitație pe proiectare și după aia pe construcție. Când se stabilește lucrul ăsta, se fac licitație, se pregătesc documentațiile de licitație, se selectează cea mai bună ofertă și se începe proiectarea și ulterior construcția. Poate cuvinte sunt șanse ca aceste spitale să fie finalizate până... Eu am convingerea aia. Avem bani la dispoziție, puși la dispoziție de Uniunea Europeană. Sigur că suntem în anul 2019, intrăm în ultimul an al exercițiului financiar bugetat și încă nu s-a făcut nici măcar o cerere de finanțare. Există? Așa mai avea o singură rugăminte. Ultima întrebare. Fiecare dintre dumneavoastră să descrie sistemul sanitar românesc într-un singur cuvânt. Acum ne puneți pe acest lucru de stil, suntem la limba română. Suntem la limba română. Un sistem care poate fi îmbunătățit. Mulțumim.